Domnule președinte, pe ce ne-ați păcălit? Cu PSD sunt hoți, excroci și i-ați adus la putere. Domnul președinte, spuneți-ne și nouă, vă convine în ce situație a ajuns România? Vă rog, spuneți-ne, PSD, uitați aici, am aici hârtie igienică, cum ați transformat votul nostru. Ia uitați aici, votul nostru, hârtia igienică. V-ați bătut joc de noi, ne-ați mințit, să vă fie rușine, domnul președinte, că ne-ați mințit. Degeaba v-am votat cu PSD-ul, l-ați luat în brațe, rușine să vă fie, ne-ați înșelat așteptările, ne-ați reîntors înapoi cu 20 de ani. Domnule Bogdan Ficeac, Marian Ceaușescu, un personaj, să spunem, dacă care era de partea lui Klaus Iohannis, a PNL-ului. Și aici, cum să spun, PNL-ul are niște frustrări. Klaus Iohannis e boier acum, mă rog, boier că mai are 2 ani, după aia încep dosarele, să vedem. Ca de obicei la fiecare președinte în afară. Ziceți că și la Iohannis? Păi da, ce, nu avem tradiție deja. Ori aici, nu știu ce să spun, e un cetățean care strigă pe stradă, am înțeles că are zeci de amenzi, nimeni nu știe unde muncește, cum le plătește. Poate ne dă o opinie domnul Boboc, cine i-o plăti amenziile lui Marian Ceaușescu, că văd că n-are nicio problemă acolo pe stradă, dar în rest eu, cum să spun, nu ajung la înălțimea ideilor domnului Marian Ceaușescu sau cum îl cheamă pe el, habar n-am, ca să pot să comentez. E mult deasupra. Dar de ce știe eu, domnul Ficeac, ce plătește? Păi nu, o părere așa, eu știu. Nu am nicio, chiar n-am nicio părere. Vă dau niște indicii după emisiune să întrebați niște colegi. Nu am nicio părere despre... Un cetățean pe care îl cunoaștem cu toți, exprimă niște opinii, dar sigur... Dar asta nu înseamnă că lui, adică asta nu înseamnă. Așa... Poate veni niște opinii, poate veni niște opinii. Trăim într-o țară liberă. Și? Dar nu putem uita totuși că am trăit o perioadă în care USR-ul și-a luat jucăriile și a plecat de la guvernare și atunci evident că aceasta a fost singura posibilitate pe care avem acum. Cum a fost? Așa cum șut în fund din partea fostului nostru președinte, da? Haideți să fim serioși. Atât am de spus. Am blocat o anomalie, am spus că ea nu trebuie să apară, și anume acel Angel Salini care sifonează banii statului. Ajungem, atunci ce a făcut? L-a demis pe ministrul sub care lucram. E foarte simplu. Câteva momente, mulțumesc invitațiilor, vă mulțumesc și dumneavoastră, Andreea, deja pregătită lângă mine. Andreea, bună seara! Bun găsit, domnilor și domnilor, imediat vin cu multe dezvăluiri pentru că au început deja restricții aberante în România din cauza energiei mult mai dure și mult mai dramatice decât cele din timpul pandemiei. O să vedeți cum se închid afaceri, școli, spitale. Ei bine, de asemenea, dăm detalii și despre acel 11% pentru pensii invocat astăzi de premierul Ciucă. O să vedeți multe reacții pe această temă și, de fapt, ce negociază la Bruxelles atât liderul PNL cât și liderul PSD, domnul Ciolacu. Vorbim și despre o altă chestiune la fel de importantă, știți, în chestiunea asta a plagiatelor. Apare informația că ar putea Klaus Iohannis să-i dorească capul lui Nicolae Ciucă, adică actualului prim-ministru. De ce? Pentru că în PNL s-a făcut o masă critică de lideri importanți care nu și-l mai doresc pe domnul Ciucă. Și la fel de important, dăm detalii și despre amenințarea nucleară a lui Putin. O să vedeți imagini incredibile difuzate la televiziunile rusești.